Baletul poate fi considerat maximul de eleganță, rafinament și delicatețe pe care ni-l putem imagina, iar fotografia de balet este probabil domeniul ce oferă astfel maxim de oportunități unui artist fotograf pasionat de ceea ce înseamnă frumos în forma sa pură. Fotografia de balet este ofertantă, dar și forțează fotograful în perfecționarea tuturor tipurilor de abilități de fotografie, indiferent dacă vorbim de acțiune, dans sau de portret. Chiar dacă pare un domeniu intimidant, însă, pentru a face fotografie de balet, nu trebuie să fii dansator sau balerin. Important și suficient este să reușești să vezi, dintr-o perspectivă proprie, grația și frumosul, să reușești să le transmiți mai departe, spun cei din echipa Ballet Magazine. Publicația, prima de profil din România, a identificat 20 de artiști fotografi români care au pășit în zona fotografiei de balet. Unii dintre ei sunt deja niște celebrități în domeniu, cu un istoric și portofolii consistente, cu o recunoaștere adesea mult dincolo de granițele României. Unii au explorat acest domeniu fără a rămâne însă ancorați definitiv și exclusiv aici. Alții, ajunși din întâmplare poate, au descoperit plăcerea și încă experimentează. Printre cei 20 de nominalizați se numără și tânăra sălășancă Patricia Toma. Un ochi și un aparat formate pentru a pune în valoare frumusețea feminină în culori africane în mod special. Asta se vede la deschiderea portofoliului ei, fie că vorbim de contul de Flickr, fie că vorbim de contul de Facebook. În oricare dintre variante însă, fotografiile ce au ca protagonist una dintre cele mai frumoase tinere balerine în devenire fac din Patricia și un fotograf de balet. Este descrierea pe care revista o face sălăjencei noastre. Am vorbit cu Patricia Toma, o tânără de 22 de ani, despre ce înseamnă această nominalizare pentru ea. Am fost foarte onorată să văd că sunt nominalizată printre cei 20 de fotografi de balet din România, pentru că nu mă așteptam. Eu am început să postez destul de curând fotografie de balet și în această listă se găsesc cei mai buni fotografi din țară, care deja au experiență de ani de zile și un portofoliu foarte bogat pe partea de fotografie de balet. Atunci să fiu parte dintre ei, clar o onoare pentru mine, nu mă așteptam. Am început să fotografiez de vreo 8 ani, dar eu am început cu portrete și încet am intrat pe piața de fotografie de nuntă în ultimii ani, dar de vreo 2 ani de când fac și dansuri latino la Cluj, am început să fotografiez festivaluri de dans, dansuri latino, bachata, salsa, kizomba. Și când încep în lumea dansului și a fotografiei de dans, am descoperit și baletul. Prima dată am fotografiat o balerină în Constanța, la mare, și a fost chiar primul meu contact cu baletul, după care am cunoscut organizatorii festivalului Grand Assemblée din Cluj. Este un festival foarte mare de dans axat pe balet. Este un festival internațional unde vin profesori, instructori din multe țări. Organizatoarea festivalului este din Solaj, din Hulebin. A fost prima balerina teatrului din opere din Viena, Simona Noja. Este o femeie extraordinară și dansatoare foarte, foarte bună și timp de 9 ani a fost și directoarea Academiei de Dans din cadrul operei de balet. Și așa am ajuns să fotografiez și festivalul pe care dansa îl organizează la Cluj de ani de zile, iar anul trecut am fost fotograf oficial. A fost onoare pentru mine și cred că de aici vine și nominalizarea în lista celor 20 de fotografi de balet. Cât de dificil ți se pare să faci fotografie de balet? E, necesită o altă tehnică decât la fotografiile cu care ne-am obișnuit, pe care le faci la țară, la tine, la Marini? E cu totul altceva, pentru că e foarte multă mișcare, sunt foarte multe poziții pe care balerinele le au și trebuie să acorzi o atenție în plus. Sunt mișcări mult mai exacte care trebuie prinse într-o secundă, într-o clipire și atunci e puțin mai greu, dar e fascinant pentru mine să urmăresc un spectacol de balet sau clasele de balet. Sunt fascinante pentru mine.